Femeia Izabela și fiul meu, Răzvan, și-au făcut un cont de TikTok unde au început să posteze videouri. Aceștia au strâns milioane de vizualizări în câteva ore și au devenit vedete. Foarte mulți copii au venit la casa noastră ca să le ceară autografe. Însă, pe lângă copiii, a mai venit și un om foarte dubios noaptea la noi acasă. Rămâi până la final ca să afli ce voia acel bărbat dubios de la copiii mei. Aoleu, băieți și fete, e trecut de miezul nopții și cineva a dat drumul la muzică. Bă, frate, e aproape ora 1 dimineața. Cine ascultă muzică la ora asta? Magdalena, scumpă, văd că te-ai trezit și tu. Și tu ai auzit muzica? Marius, cât e ceasul? E trecut de miezul nopții? Da, cred că e aproape ora 1 dimineața. Men. Cine ascultă muzică, bro? E, e, e cineva pe strada noastră? Sau cine ar asculta muzică la ora asta? Men? Bă, se aude muzică pe bune. Doamne fește, se tot aude... Ce doamne fie se tot aude de sus? De sus se aude? Ai auzit și tu muzica aia? Hopa! Răzvan și Izabela nu sunt la ei în pat. Băi, e. Ei au dat drumul la muzică. Ia stai puțin, cumva Răzvan și Izabela nu sunt la ei în pat? E trecut de miezul nopții, de ce nu dorm la ora asta? Mâine au școală. Hmm. Cred că o să aflăm. Merg și vezi ce fac. Băi, asta e de, de, ce nu dorm Răzvan și Izabela? Răzvan, Izabela, ce faceți la ora asta? Voi ați dat drumul la muzică, băi, mâine aveți școală. Băi, aproape ora 1 dimineața, de ce dați drumul la muzică, men? Tata, ne cerem, ne scuze că nu dormim la ora asta, dar crede-mă, este pentru viitorul nostru. Cum adică, mă, pentru viitorul vostru? Eu și Izabela suntem vedete și trebuie să lucrăm la imaginea noastră, iar asta implică anumite sacrificii, cum ar fi somnul. Păi, voi ați luat o razna? V-a luat, luat, creierul razna de la... De la oboseală? Ce vedete sunteți voi? Bă, băgați-vă bă la somn că treziți tot, toată strada vine poliția la noi și știe ce se întâmplă. Deci, tata, ascultă-mă. Iar după ce ne-am terminat temele, eu și Izabela ne-am gândit să ne facem un cont de TikTok pe care să postăm. Ne-am gândit că suntem foarte interesanți și că lumii i-ar plăcea să ne vadă, dar voi doi sunteți rupeți de interesați ce sunteți. Așa? Și ce să vezi, tata, am avut dreptate. Am făcut două TikTok-uri, unul în care dansam, iar altul în care facem un concurs de glume și ambele au peste un milion de vizualizări. Bă, aveți voi noroc, băi, că și eu acum ceva timp am făcut un TikTok și a făcut peste un milion de vizualizări. Băi, asta nu înseamnă că sunteți vedete, băi, terminați-vă. Ați avut noroc, pur și simplu. Culcați-vă la loc, vă rog eu că ne certăm. Deja am ajuns la 50.000 de urmăritori, tata, o să fim vedete. Deja avem fani, deja avem fanpage-uri, suntem vedete. Băi, vedetele lupește, culcați-vă și nu dormim deoarece trebuie să facem videoclipuri pentru mâine. Așa că tu și mama mai puteți îndura puțin muzica, mai facem trei dansuri și ne culcăm la loc. Bă, Răzvane, eu vorbesc singur, poate, poate vă șterg de, de TikTok și vă telefoanele. Vă rog eu, culcați-vă, bă, ce vedete sunteți voi, băi? Alo, terminați-vă, Izabela, spune și tu, Răzvan, sper că, sper că n-ai luat-o și tu. Tata, mă cunoști foarte bine. Știi că întotdeauna am încercat să iau atitudine în fața lui Răzvan, fiind sora lui mai mare și să-i scot prostiile din cap. Păi acum văd că nu faci asta, te rog eu. Dar crede-mă, tata, asta nu este o prostie. Băi, ați luat ora asta, Băi, ce vedeți să te voi? Bă, ați luat ora asta, lăsați bă, să doar Mâine de dimineață mă duc la muncă. Am făcut 2 milioane de vizualizări la doar două TikTok-uri postate. Tu știi cât de rară e chestia asta? Da, nu e chiar atât de rară. Ai avut noroc să faci vizualizările astea, te rog eu. Și contul nostru parcă face din ce în ce mai multe vizualizări, chiar dacă este noaptea. Nu înțeleg cum este posibil. Deja am primit o tonă de cerere pe conturile noastre personale, oamenii ne-au găsit conturile personale. Ok, asta e destul de creepy, vă rog eu să terminați cu toate prostiile astea. Nu o să fiți vedete. Duceți-vă, vă rog eu, și culcați-vă, că mâine trebuie să mergeți la școală, bun. voi aveți alte, alte chestii. Tata, visul meu de când eram mică era să fiu vedetă. Isabela, că ești mică, că ești un copil, cum adică visul tău de când erai mică, n-are sens. Te rog, nu ne ruina acest vis. Lasă-ne să mai facem două dansuri atât și promitem că ne culcăm. Facem două dansuri, o să mai cânte puțin muzica și în maxim 15-20 de minute ne culcăm la loc, te rog. Bă, voi ați luat o razna? Stați să vorbesc cu, cu mama voastră. Deci, pe bune, o și pe mama voastră. Culcați-vă, lăsați prostiile astea, vedete de TikTok, terminați-vă, vă rog eu. Magdalena, Magdalena, scumpă, copiii au luat o razna. Ei dădeau drumul la muzică pentru că, cică, sunt vedete pe TikTok au făcut la două clipuri câte un milion de vizualizări și acum vor să fie vedete pe TikTok. Ce facem? Poftim, e trecut de miezul nopții și ei fac dansuri pe TikTok? Da. Spunele că nu mă interesează de vizualizările lor și dacă nu se culcă în 5 minute le luăm telefoanele. Bun. Băi, alo, am vorbit cu mama voastră, dacă în 5 minute nu sunteți în pat, vă luăm telefoanele și visul vostru de TikTokeri se evaporează, înțeles? Culcați-vă și terminați cu prostiile astea, vă rog eu. Tata, da, da, eu cred că tu chiar nu-ți dai seama ce faci aici. Uh, bă, îmi dau seama foarte, foarte bine. Vreau să mă culc. Voi nu mă lăsați să mă culc din cauza telefonelor voastre. Așa că o să iau telefoanele și practic după o să pot să mă culc. E foarte simplu ceea ce fac aici. Dacă tu cu mama ne luați telefoanele, voi practic comiteți o crimă. Bă, voi v-ați lovit la cap? Comitem o crimă? Ne omori viitorul de vedete mii și Izabelei. Bă, voi, oamne, iartă -mă. Înțeleg că suntem copii și că trim în casa voastră și că voi ne-ați luat telefoanele, dar eu o să sun la poliție și o să vă raportez dacă o să faceți chestia asta. Dacă ce, dacă vă luăm visul de a fi vedete? Ia, chiar sună, chiar sunt curios. Avem șansa unică să devenim vedete, să fim iubiți de toată lumea și voi pur și simplu ucideți această șansă. Sunteți niște ucigași. Doamne, bă, 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 de ce vă trimit eu pe voi la școală, mena? Asta vă învață la școală. Bă, Răzvane, băi, pe tine asta te învați la școală. Însă o să mă gândesc că voi, oamenii normali, nu sunteți obișnuiți cu genul ăsta de faimă, ia Și probabil nu înțelegeți. Așa că o să ne culcăm și o să facem TikTok-urile mâine în pauză la școală. Da, o decizie foarte bună, băi, domnul Vedeta. Ai grijă, bagă-te la somn. Dar tata te iert doar de data asta. Mă ierți. Mă iartă. El mă iartă pe... În fine, te rog foarte mult mâine să te gândești mai bine la asta. Avem șansa să devenim vedete, avem milioane de vizualizări la primele videouri. Tu nu te gândești ce o să fie pe viitor. Nu, nu mă gândești ce o să fie pe viitor. Băgați-vă la som și dacă o dată, mai, dacă mai vorbește așa cu mine, că băi, om normal, vedeto, băi, îți iau telefonul, vorbește serios. Bine, tata, ne culcăm, nu trebuie să ne luați niciun telefon. Știu că Răzvan probabil a fost dramatic în exprimare, da, n-are niciun sens ce zice, asta e dramatic. Dar chiar are dreptate, avem șansa să devenim vedete, nu puteți să ne faceți asta, nu puteți să ne luați telefoanele. Doamne, iar tu. Ce șansă aveți, mă, copii? Chiar nu e corect, vă rog eu, culcați-vă și vedem mâine, da? Hai că eu mâine de dimineață trebuie să mă duc la muncă, vă rog eu, culcați-vă. Doamne, iartă-mă fete. Magdalena, haideți că... Hai că am rezolvat și sper să se culce. Doamne, mie nu vine să cred. Bună dimineața, băieți și fete! Să știți că sunt foarte recunoscător că vedetele casei ne-au lăsat aseară să dormim. Însă, hopa, am primit un mesaj nou de la Dr. Barbă. Marius, sper că vezi asta înainte să pești către laborator, însă astăzi ai liber. Let's go, o zi liberă. Am fost chemat de urgență undeva, de către un prieten la care am rămas dator cu un favor, așa că n-am putut să-l refuz. Ne vedem mâine de dimineață, astăzi ai liber. Let's go. Magdalena, iubirea ai auzit? Astăzi am liber, mamă, perfect. Băi, dar, mamă, oră, ce fac răzvan și Isabela, mamă, frate, o de seară? M-am gândit că poate a fost totul un vis și că n-a fost real. Ce zicea Răzvan că noi suntem practic niște ucigași, că le ucidem viitorul, băi, am luat o razna, doamne, iartă-mă. Perfect, Marius, fii atent. Ieri seara m-am uitat la toaleta noastră, iar jos are o crăpătură și mi-este frică să nu se spargă. Nu poți merge acum că ești liber la magazinul de mobilă de lângă supermarket să cumperi o toaletă nouă? Bă, bă da, 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 poți să merg, da. Și nu mai bine o montăm noi până când vin copiii de la școală. Ai banii necesari acolo în Da, perfect, bun. Hai că mi-am găsit și... Mi-a găsit uh, Magdalena de treabă și astăzi. Uh, băi, voi, uh, starurile, băi, uh, șmecherilor, Taylor Swift uh, și Michael Jackson, fiți atenți. Terminați cu toate prostiile astea. Aveți grijă ce postați acolo pe TikTok? Că Isabela a zis că vă găsi deja conturile personale. Pe internet sunt mulți ciudați. Deci vă rog eu să terminați, da? Tata, 1,5 milioane de vizualizări la TikTok În care facem concurs de glume Toată viața m mai mințit și mi a zis că nu sunt amuzant Chiar nu ești amuzant Deci chiar nu știu cum este posibil Să ai de vizualizări la așa ceva în filme Și uite acum sunt o vedetă Dar tu dacă ești acum pe stradă Trebuie să obi cu o pungă pe cap Să nu te vadă lumea, da? Deci, tata, îți mai aduce aminte de discuția pe care am avut-o aseară, Legătura cu cariera noastră vedete. Ce părere ai? Am părerea că trebuie să încetați. dacă mai ai iar de astea cu mine de vedetă, că oamenii normal nu înțeleg, o să vezi tu, fii atent. Sincer, ar fi super mișto ca tu sau mama să fiți managerul nostru. Ce manager, pă, fane. Dar nu știu dacă aveți cunoștințe, lasă, lăsați băi și vedea, așa sunt copii. Le trece peste 6 ore, da? Hai. Ziceam, așa, peste 6 ore discutăm, Izabela. Tata, știu că Răzvan poate părea enervant, dar chiar este o chestie serioasă. Deja avem fani. Deja am fanpage-uri. Deja lumea mă întreabă dacă mă pot vedea cu ei să le dau un autograf. Treaba e serioasă. Băi, tu ai grijă cu cine te vezi, să nu cumva să faci vreo prostie și terminați că nu e nicio treabă serioasă. Băi, la școală cu voi, ați înțeles? La școală cu voi. Doamne, iartă-mă, fraților. Lasă că dacă cumva... Magdalena, scumpă, hai că plec. Stați, stați două secunde. Uh... Bă, oare cât costă o toaletă în ziua de azi, men? Hmm. Hai că o să iau, o să iau atâția bani, na. Uh, cum îi zice, fraților, dacă cumva această chestie, această prostie cu TikTok le influențează notele de la școală, o să vadă ei. În fine, hai să luăm mașina și să mergem. Deci a zis la magazinul de mobile de lângă supermarket, am înțeles. Bun, hai să, hai să vedem care e treaba. Băia, alo! Dați-vă, băi, de petrec... Bă, copii, bă, bă, voi aveți o problemă? De ce stați pătricile de pietori? Aveți o problemă? Bună ziua, scuzați-ne, îi căutam pe Răzvan și pe Izabela. Poftim? Știți cumva unde locuiesc? Băi, alo, ce treabă aveți băi voi cu Răzvan și Izabela? Răzvan și Izabela Iancu, tiktokerii, tocmai ce au ajuns staruri pe tiktok. Cineva de la școala lor a făcut un tiktok unde au spus că stau fix pe strada asta. Nu stau aici, băi, hai, ia, ia pleca aici. nu, nu, nu stă nimeni aici, hai. Hmm, înseamnă că acel om aminții, da, exact asta înseamnă, hai pleca zicea, să nu vă văd. Doamne, iartă-mă, băi, se pare că nu e Caterinca, băi, dar cine a făcut men TikTok să le dea adresa? Doamne, iartă-mă, băi. În fine, se pare că na, băi, oricine poate să aibă trei oameni care vor să facă poză cu, cu cu el, deci nu-i nu, nu, nu mare chestie să zicem așa, da? Hai să nu le dăm uh, aripi lui Răzvan și lui Izabela. Bun, ăsta este magazinul de mobilă. Haideți că o să-mi să las mașina aici foarte, foarte frumos și hai să vedem, băieți și fete. Uh, bună ziua, doamna vânzătoare! Îmi spuneți și mie, vă rog, cât costă o toaletă și de unde pot face rost de una? Salut, domnule, avem chiar astăzi o ofertă, o toaletă cu tot, cu capac inclus, costă 350 de dolari! Mamă! Sunteți interesat? Puteți să luați din expoziție. Unde e expo... A, a, ok, aici, bun. Mamă, ce sau auște. Ok, asta e toaleta. Bă, e o toaletă normală, fraților. O toaletă pe care o aveam și eu și Magdalena înainte. Dana, 350 de dolari, asta e să vedem. Deci avem aici. Deci aici avem uh, 6 ori. Nu, stai. Avem 6 ori 5-300 de dolari. 320 de dolari, deci mai trebuie încă 30 de dolari. Uh, bun. Cred că atât ajunge, nu? 64... Da, da, 350 de dolari. Luăm toaleta, am luat toaleta, dar n-am vânzătoare. Uitați aici, 350 de dolari doar pentru dumneavoastră, da? Hai, o zi frumoasă vă, vă doresc. Doamne, iartă-mă, băi și fete, eu, eu pe bune nu-ți cu copii ăștia, mă, tot gândesc. Na, sau, o, s -o... Poate face cineva mișto de ei? Habar n-am, în fine, hai să merg acasă. Hai, vezi că am pornit băieți și fete. Sunt curios să văd dacă Răzvan și Izabela au ajuns la școală în timpul ăsta. Aha. Văd că nu e nimeni la școală. Ia stai, bă, ce fac? Deci, v-am zis, băieți și fete. Adică, nu v-am zis, dar vă zic acum, și -o să le zic și lor. Pe mine, nu mă deranjează cu nimica că fac tiktok ul și că se postează pe internet, dar dacă asta duce la... Uh, să spunem așa, influențarea notelor pe care le primez la școală, da, adică dacă o să ia note mici la școală, o să intervin și o să fie foarte, foarte urât. Uite, bine că măcar au plecat copiii aia. Ma, ce se întâmplă? Alo, alo, ce se întâmplă aici, băi? Ce se întâmplă aici? Mulțumim enorm de autografe. Când postați următorul TikTok? Băi, ce se întâmplă? Băi, 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 dau două palme, sunt într-un vis. Ce se întâmplă? Nu vine să cred că suntem la aceeași școală că, și că nu știam. Da, frățiorul, sunt cam puține școli în orașul ăsta, nu e așa mare chestie. Sunteți idolii mei. Cum idolii tăi au postat două TikTok-uri în care dansau? Ce idoli? Oameni ar băi, plecați la școală acum. Ha, 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 tata, ce amuzant ești. Ce amuzant să plecați la școală, pe bune vorbesc. Tata, mai ușor. Ha, 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 scuzați-ne, tatăl nostru nu este obișnuit cu faima. Cu faima. Acum mergem la școală, tata. Da, chiar asta vreau să faceți. Doamne, iartă-mă. Buci, ce se întâmplă? A luat o lumea razna. Băi, Magdalena, scumpă, tu ai văzut? Marius, de ce copiii știu unde locuiesc Zvon și Izabela? Încep să mă îngrijorez. Ia să ne uităm noi și să vedem ce fac ei pe TikTok. Da, chiar, băi, băi, și vede. Ia, hai să-i caut eu pe TikTok să văd ce postează, ce prostii postează pe acolo. Da, fraților, i-am căutat pe TikTok și ceea ce mi-a zis Răzvan e destul de adevărat, adică au postat până acum două TikTok-uri, unul în care făceau un dans și altul în care făceau un concurs de glume și, într-adevăr, au un milion și ceva de vizualizări la ambele, nu știu cum au reușit, au avut noroc cu vieților. lor, însă na. bă, v-am zis, uite, acum au plecat copiii ăia, bă, atâta timp cât asta nu o să le afecteze parcursul școlar, eu n-am nicio problemă cu chestia asta, ca un hobby că vor să se posteze cum dansează treaba lor. Dar dacă o să îi afecteze la școală, mai ales pe Răzvan, că na, Izabela are de unde să o afecteze care note mari, dar pe Răzvan dacă îl mai afectează puțin, a rămas coligent. Adică, na, e foarte, foarte nașpa situația. Așa că... <coughs> dacă o să se întâmple chestia asta, o să fie nașpa și o să intervină, Magdalena. Da, văd că n-au postat prostii. Nu înțeleg de unde au atât de multe vizualizări. Au avut noroc. Dar Marius mă îngrijorează o chestie. Ce chestie, iubire? Printre sutele de comentarii pe care le-au la tiktok au și niște comentarii de la un cont ciudat, fără nume, care are o poză cu un bărbat la vreo 40 de ani. Contul ăsta tot le dă inimioară și le spune să continuă să fie TikTokeri. Ar trebui să ne îngrijorăm de ce acest bărbat de 40 de ani le dă mesaje copiilor noștri. Bă, Magdalene, există două variante. Deci ori e un cont fals, poate să fie un cont fals, sau dacă chiar e un bărbat de 40 de ani care e E fanul copilor noștri Pe TikTok Lucru care e foarte ciudat um, Să spunem că Nu știu băi Internetul e plin de ciudați Adică dacă au bine Și ceva de vizualizare Era cam inevitabil Să nu apare și vreun ciudat Pe acolo Știi ce zic? Na, atâta timp cât dă comentarii, lasă că când o să vină Răzvan și Izabela acasă, o să le zic să intre pe și să-l blocheze pe băiatul ăla și să stăm liniștiți. În fine, hai să montăm baia, că de-aia am luat-o baia, doamne, toaleta, și sperăm să, să nu facem vreo prostie. Haide! Fraților, tocmai ce am terminat de montat toaleta, am terminat absolut tot, iar eu și Magdalena voiam să stăm liniștiți și să stăm la o vorbă, să bem un par de suc, iar apar copii în fața casei noastre. Bă, ce se întâmplă, men? Magdalena? Mares deja nu mă mai simtă siguranță în propria casă. De unde știu copiii ăștia unde locuim? Asta înseamnă că poate să știe orice psihopat de pe internet. Asta este adevărat, dar nu te, nu te panica, ia stai. Bă, bă copii, ce faceți aici? Vă rog, alo, vă rog, aici este proprietatea privată să plecați de aici. Bună ziua, aici locuiesc Răzvan și Izabela, nu, vrem un autograf, plecați de aici. Toată școala știe, de fapt tot orașul știe, nu știu exact cine a spus, dar toată lumea le știe adresa. Băi, nu mă interesează, plecați de aici, că chem poliția, vorbesc să plecați de aici. În fine, fațuri, imediat o, o, să trebuiască să vină Brăzvan și Izabela de la școală. Da, na, men, bă, ciudat, ciudat rău de tot. S-a făcut ora 12.00, frațelor, și ghiciți ce? Copiii aia doi au stat în fața casei noastre până acum. Și acum au venit Răzvan și Izabela și le-au dat autografe. Nu, ia stai puțin. Răzvan, Izabela, treceți înăuntru, pe bune. Tata de teamă autografe, lăsați-mă băi cu autografele voastre, ce autografe să dați? Ne scuzați, veniți înăuntru, da? Deci în două minute mai vorbiți cu copiii și și veniți înăuntru. Oameni, iartă-mă. Magdalena scumpă, ce facem, bro? Că, bă, și, pe mine face să începe să mă panicheze, vin copii la noi acasă, adică e, e, e ciudat. Marius, nu e bine ce se întâmplă. M-am uitat la ei în comentarii, iar contul ăla dubios a scris, acum urc pe mașină și vin să vă vizitez. Bă, Magdalena, ți-am zis, da, e creepy ce se întâmplă. Dar poate e un cont fals și, na, adică, dacă e cineva care vrea să troleze și să facă mișto, nu prea ce să faci. Știu că poate să fie un con fals, dar mie tot mi se pare foarte macabru. Nu văd niciun beneficiu în toată treaba asta. Eu zic să le spunem să șteargă contul de TikTok. Bă, sunt destul de... Nu știu ce face, să stau destul de tare cu ideea lor că o să fie vedete. Nu știu dacă o să reușim. Hmm. Nu îmi pasă că se supără. O face pentru siguranța lor. Nu e normal ca toată lumea să vină la tine acasă ca la hotel. Corect, Iaste, băi. Izabela, Răzvan... Haideți, uh, haideți până înăuntru că trebuie să discutăm ceva foarte important. Să te la mine, haideți înăuntru. Deci vă rog frumos să, să, mă ascultați. Eu și mama voastră am luat o decizie împreună și vă rog să fiți foarte atenți. Știu că voi aveți acest vis să deveniți vedete, da? însă vă spun sincer, doar ați avut noroc că vă au făcut clipurile uh, foarte multe vizualizări, însă nu știu dacă ați observat, însă la voi în comentarii sunt foarte mulți oameni dubioși care zic că o să vină să vă viziteze, mai ales că acum adresa voastră este peste tot pe internet, deoarece din câte am înțeles ceva copil din școala voastră a dat, a dat adresa pe internet, așa că va trebui să vă ștergeți conturile. Știu că nu o să vă placă chestia asta, dar trebuie să le ștergeți pentru siguranța voastră, mai ales că tare am impresia că dacă vă mai las puțin cu prostia asta de TikTok, iar o luați razna și o să luați notei mici. Așa că vă rog, ștergeți-vă conturile, eu și mama voastră nu o să mai avem nimica cu voi, doar ștergeți-le și toată lumea o să fie fericită, da? Tata tu bagi joc de noi? Nu! Nu o să ne închidem conturile, că există ceva cont fals care face mișto de noi, bărăzvane Deci, în primul rând, mai grijă cu limbajul ăsta Și, în al doilea rând, nu se știe dacă este un cont fals Adică, bă, mama voastră a văzut mesaje de la un cont super dubios Care are o poză cu un bărbat de 40 de ani care o să zică că o să vă viziteze Adică, e, sunt chestii foarte dubioase iar adresa noastră a fost găsită pentru că locuim într-un oraș mic. Toți copiii pe care i-ai văzut sunt și la noi la școală. Așa că era clar că o să ne găsească cumva adresa. Bă, vă rog, eu terminați cu prostiile și ștegeți conturile alea. Contul. Tata, te rog, nu face asta. O să mă supăr foarte rău. Eu și Izabela avem șansa să devenim niște staruri. Răzvane, n-aveți nicio șansă să devenim staruri. Vă rog eu. Înțelegeți chestia asta. Și nu neapărat că ne-ar păsa nouă de faimă, dar gândește câți bani putem să avem. Da, pui. Nu vă pasă vouă de familie De bani, voi o să fiți bă, bogați Putem să ne cumpărăm PlayStation 5 Iar Izabela să-și cumpere câți adidas cum vrea Asta pe viitor, nu acum Am postat un TikTok de la școală Și deja are peste jumătate de milion de vizualizări Bă, ce Nu o să ne zicem conturi uh, în niciun caz Izabela, ai zis uh, că ești uh, Sora mai mare și mai uh, Responsabilă ce părere, ai de, ce părere ai de ce a zis Răzvan? E pentru siguranța voastră Ștergeți-vă conturile Tata, da, da, nu ștergem nimica. Dacă ați fi avut un motiv mai bun, mai ziceam, dar 100% ăla e un cont fals. De ce s-ar uita un om de 40 de ani la dansurile noastre și la concursul nostru de glume? Asta nu știu. Îmi pare rău, dar nu ștergem nimica și nu, nu ne puteți obliga. De asta suntem vedete. Mamă, mamă, ce mă enervați, mamă, ce mă enervați. Madalena, scumpă ce facem? Madrena ce facem? Doamne, ce copii încăpățânați, seamănă cu tine. Fii atent, Marius, știu ce putem să facem, apelăm la ultima variantă. Ce, ce facem? O să pierdem niște bani, dar măcar o să fim liniștiți. Cum adică o să pierdem bani? Nu-mi place cum sună. Mergi și spune-le că dacă șterg conturile acum, lui Răzvan îi dăm comandă de PlayStation 5, mamă. Iar Izabela poate să-și cumpere ce pereche de pantofi vrea ea. Ha, mă, Magdalena, doamne, iartă-mă, cum adică... Știu că aruncăm cu banii pe geam, dar dacă asta trebuie să facem, ca să fim în siguranță, trebuie să o facem. Mamă, frate, băi, eu sunt, sunt asta convins că asta o să meargă. Dacă e zilul Răzvan, dacă îi arăt pe bune, că, na, după dacă îl mint, o să-și refacă contul. Așa că dacă chiar îi dau comandă de PlayStation 5 și lui Izabela îi dăm ce pantofi vrea scump, care n-au nicio... În fine, na, na, își ia țeapă la pantofi, în fine. 100% o, o să șteargă conturile Dar băi, o să aruncăm cu bani de ceaba Magdalena e sigură E sigură de chestia asta Pe mine chiar nu mă încălzește faptul Știu că nu-ți convine, dar avem altă variantă mai bună Pe mine chiar nu mă încălzește faptul Că o să aruncăm cu bani aiurea N-avem altă variantă mai bună Doamne, iartă-mă, men. că merge, ia Băi, Izabela Răzvan Ia auziți aici la mine, da? Eu și mama voastră avem o ofertă pentru voi. Nu știu cum am ajuns să am oferte de astea cu voi, dar în fine, ca să nu vă supărați, dacă vă ștergeți conturile, da, și vă zic încă o dată, noi nu avem nimic cu voi, nu suntem invidioși că sunteți staruri, vedeți, nu știu ce. Este doar pentru siguranța voastră, da? Dacă n-ar fi venit nimeni la noi la poartă, da? Deci la noi în fața casei și doar ar fi fost niște de comentarii, aș fi înțeles, băi, da, există oameni care vin la noi acasă, e, e horror. Dacă vă ștegeți conturile, Răzvane, ți o să stăm comandă de PlayStation 5, Dacă ai și tu ce să faci în timpul tău liber te joci pe PlayStation 5, iar Izabela, tu vei putea să-ți cumperi ce pereche de pantofi scumpi vrei tu, o să scoatem bani din bancă, banc, eu și mama voastră o să ne împrumutăm, dacă e cazul, dar vă rog eu, ștergeți-vă conturile de TikTok, nu vreau să mă cer cu voi, nu vreau nimica, vreau doar să vă ștergeți conturile, pe bune. Pe bune, tata, pe bune, nu ne-ai nu? Nu vă mint, n-aș avea de ce să vă mint Dacă ne minti o să fim foarte supărați Astăzi în comand PlayStation 5 Și Izabela ce pereche de pantofi vrea ea? Da, exact, Izabela uh, Tata, bine le ștergem Așa, hai, ștergeți toate conturile Dar mie nu mi se pare corect Ce nu ți se pare corect, Izabela? PS5 lui Răzvan costă mai mult Eu o să șterg contul doar dacă Îmi, îmi pot cumpăra Adidas În valoarea PlayStation-ului 5 al lui Răzvan Iartă-mă Bine, băi, bine. <coughs> Vedem cât costă PlayStation 5 la Răzvan și asta va fi bugetul tău pentru pantofi, dar să știți conturile alea. Doamne, iartă mă. Ia, vedeți faci, cum am ajuns eu pe minus. La finalul zilei, cred că e o zi bună. Da, foarte bună a fost. Este seara, băieți și fete, iar Izabela și Răzvan și-au șters conturile de TikTok și contul lor principal, la unde făceam multe vizualizări și conturile lor personale, pentru că au început să aibă faimă și acolo. Păi și uite, parcă este o viață mai liniștită, fraților. De când și-au șters conturile, nu mai vin nimeni la noi în fața casei, pot parcă totul e mai bine. Magdalena, ce spui? Ce bine mă că și-au șters contul. Uite, acum n-a mai venit nimeni la noi acasă. Dar tot stau și mă gândesc la contul ăla. Oare chiar era ceva adevărat sau fals? Haide, mă, Magdalena, băi. Probabil era ceva fals, gen. Sau chiar dacă nu era ceva fals, nu mai contează. Acum acum am șters contul, Izabela și Răzvan nu mai sunt vedete, așa că omul ăla n-ar mai avea de ce, să, de ce să, mai vin aici, cum a zis și că o să le fac o vizită foarte ciudat. Băi, alo, hai, culcați-vă că imediat se întunecă. Tata, Izabela a primit un mesaj de la un număr necunoscut. Ce mesaj, Izabela? Probabil nu e nimic serios, doar cineva mi-a aflat numărul și îmi face farse. Ce farse, băi? Necunoscut. Izabela, în seara asta o să te vizitez. Sper că pot participa și eu la concursul de glume. Mi-am scris niște glume foarte bune. O să fie un concurs pe cinste în întuneric. Băi... Bă, cine a scris asta, mențuamne? Iartă-mă, n vedeți conturile voastre de TikTok? N-a, n na, să s-ar putea să fie și o glumă proastă. Da, na, ia stai să mă uite aici, frate, să dau așa o tură de casă, să nu fie vreun psihopat care se uită la noi. Hmm. Văd că nu, ia stai să iau pe aici. Doamne, iartă-mă, ia vedeți ce mesaje, ce mesaje primim. Na, frate, văd că nu e nimeni. În fine, hai că o să mă bag, o să mă bag înapoi în casă, o să ne băgăm toți la colocare și sperăm să nu mai avem de-a face cu genul ăsta de mesaje. Mie nu-mi vine să cred, mamă, băi, și vete, sta să vedeți ce o să mă iau iară de Izabela și Răzvan. Deci, iară s-a auzit aceeași melodie de aseară și ei iară nu dorm. domne, Magdalena, Marius iară s-a auzit muzica aia de azi noapte. nu vine să cred că Răzvan și Izabela iarăși fac TikTok-uri, merg și spune-le să înceteze. Izabela, Răzvan, voi chiar sunteți Voi chiar sunteți fără obraz Păi ce, n-am vorbit o chestie, Răzvane Nu ți-am dat comandă de PlayStation 5 Izabela, nu ți-am dat comandă de pantofi scum de care ai vrut tu Și voi ce faceți acum, faceți iară TikTok-uri Iară, ia arătați în telefoanele, iară s-a auzit Melodia aia Tata, și noi ne-am trezit că am auzit muzica Dar noi n-am făcut nimic Cum adică, cum adică n-ați făcut nimic Băi, e muzica de aia pe care faceți voi dansuri Cum adică suntem speriați, parcă a venit de afară. Bă, deci dacă mă mințiți, o să aveți foarte... O, o, o să ne certăm, stați două secunde. Parcă a venit de afară? Bă, mă sperie, pe bune, cum adică parcă a venit de afară? Hmm. Magdalena, stai două secunde că ies puțin pe aici. Cum adică mi am parcă a venit de afară? Hmm. Bă, pe bune că și pe mine mă panichează puțin. Hmm. Bă, cine e acolo? Uh. Fratul ce bărbatul ăla? Uh. Ce se întâmplă? Că nu înțeleg. Bărbatul ăla e vreun vecin de al nostru? Că nu știu, par parcă nu-l observa așa după, după față. Uh. Domnule, îmi cer scuze, cine sunteți și ce căutați aici la ora asta? Salut, știi cumva unde locuiesc Izabela și Răzvan? Aș vrea un autograf de la ei. Bomule, ești, ești, întreg la minte? Pleacă de aici, că sunt la poliție. Pleacă de aici! Ai 40 de ani, ce autograf de la Izabela și Răzvan? Pleacă de aici, că sunt la poliție! Doamne, iartă-mă! Bă, cumva asta să fie ciudatul ăla de pe contul ăla de... de era Magdalena îngrijorată că lasă comentarii? Băi bă, bă, mă panichez. Ia, hai că... Hai că mă bag înăuntru și nu știu, fraților, așteptăm să... Așteptăm să plece, o să mai ies imediat să mă uh, dacă a plecat și dacă nu e cazul o să sun la poliție. Ce, doamne, iartă mă, se întâmplă. A trecut 5 minute, băieți și fete, Magdalena o să mă mai duc încă o dată să văd dacă ăla e acolo. Să sunăm la poliție, mi-e frică, nu. Uh, copii stați aici, dacă m-am discutat. Tata, sunt speriată, nu fi speriată. Sigur a plecat. Stai că acum mă duc să văd care-i treaba. Ia stai, băi, și fete. Deci ar trebui să fie pe aici. Bă, bă, la psihopatul ăla, men, o fi. Uite că nu mai e acolo. Soamne, iartă-mă, bro. Hmm, poate să, Poate s-a mutat undeva pe aici? Ia stai. Stai să luăm tot un calcul. Hmm. Poate după pot sau ceva? De ce podul e deschis? Stai să-l închid. Așa! Băi! Mamă, ok, frate, mamă, deci chiar m-a panicat. În fine. Haideți că o să mă bag înapoi la somn. Sperăm să nu mai, să nu mai auzim nicio muzică de-aia ciudată. Dar stați înainte să, înainte să mă bag la somn. Stați puțin să mă duc și în partea asta, bro. Stai. Uh da, nici aici nu-l văd. Bă, cred că a plecat, cred că și-a învățat lecția și-a plecat. În fine, haideți că o să mă bag la somn. Parcă se tot aude o bătătură, băieți și fete. Magdalena, și tu auzi? Marius sună la poliție. De ce să sună la poliție? Bă! Bă! Mamă! Totul e închis! Bă, e la fereastra noastră! Mamă, 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 mamă! Trebuie să sună la poliție! Copii? Tata, ușile sunt închise, sunt închise! Îmi e frică, nu, nu! Băi, omule, pleacă de aici, omule, pleacă de acolo. Bă, cine regulă cu ăsta, fraților? Ia să sun la poliție neapărat. Ok, fraților, ăla a plecat, ne-a zâmbit și după a plecat. Nu știu care-i treaba cu el. Domn polițist, v-am dat descrierea lui, zicea că-l cheamă Doru. Adică așa arăta că-l cheamă Doru și era vreun bărbat de vreo 40 de ani. Ok, am luat declarația și începem să-l căutăm. După descrierea pe care mi a făcut-o, suspectul este Doru Enache. Acesta nu mai are cazier, însă a fost abandonat de familia acum 4 ani și de atunci nu se știe nimic de el. N-a mai avut un job, n-a mai avut nimic, ca habar n-am cum a trăit. O să încercăm să-l prindem, vă rog eu pe bune. E omul ăla, e omul ăla din comentarii. Păi, o credeți că e omul ăla din comentarii? E omul care mi-a dat mesaj, probabil ți-a dat și ție mesaj cum afla numărul tău de telefon, men. Răzvane, sper să-l prindă. Doamne, iartă-mă, și vede. Credeți că este omul ăla din comentarii? Schieți, schieți mai jos. Doamne, iartă-mă!